În ciuda rezultatelor bune din meciurile amicale din iarnă, CSM Slatina nu a reușit să-și găsească ritmul necesar obținerii unei victorii în sezonul regulat. În ultima întâlnire disputată ieri la Miercurea Ciuc cu AFK Cic Zereda, jucătorii echipei Oltene nu au reușit să obțină niciun punct din cele trei puse în joc. La finele celor 90 de minute de joc, tabela de marcaj indica victoria jucătorilor ardeleni cu 1-0. Cu doar 15 puncte obținute până acum, CSM Slatina a ocupat poziția 18 din 20 în clasamentul ligii secunde și va evolua în play-out. Potrivit repartizării făcute de Federația Română de Fotbal, aceasta va evolua în grupa A, alături de Farul Constanța, Metaloglobus București, Ucluș, Fotbal Comuna Recea, Ripensia Timișoara și Pandurii Târgujiu. Misiunea jucătorilor echipei Olten este una aproape imposibilă, Diferența de puncte dintre aceasta și echipa aflată în față cu care se intră în play-out este de 7 puncte. În primul meci, fotbaliștii slătineni vor întâlni acasă pe stadionul 1 mai, sâmbătă 3 aprilie, pe Universitatea Cluj. Noul obiectiv al echipei din Slatina este să se claseze în prima parte a clasamentului grupei, astfel încât să evite retrogradarea în Liga a treia. Potrivit regulamentului stabilit de FRF, în cadrul play-out-ului, în fiecare grupă se va disputa un singur joc între participante. La finalul play out vor retrograda locurile 6 și 7, iar cele două formații de pe locul 5 în cele două grupe vor juca un baraj în dublă manșă pentru menținerea în Liga a doua.